Schimbă puțin unghiul, ia vino puțin aici. Administrația Parcului Natural Bucegi a inaugurat în 1 octombrie centrul de vizitare din Bușteni, centru de vizitare care poartă denumirea Alexandru Beldie, după celebrul silvicultor care a scris numeroase cărți despre flora munților Bucegi. Centrul de vizitare oferă turiștilor posibilitatea informării asupra traseelor turistice, asupra patrimoniului natural și de asemenea pot primi materiale informative despre munții Bucegi. Am văzut că sunt și expoziții. În acest moment avem expoziții despre geologie, despre floră și faună, despre peșteri, despre karst, despre pășunat și materiale informative realizate de copii în cadrul școlii Alfa. Salutăm. La minister, după la Cluj, ce de la potrivit acum. Dar facem un interviu despre promovare, ce facem un reportaj. Să dăm și un reportaj, da? Și la sfârșit, Codruța a zis că vrem niște materiale, da? Da. Vă rugăm în suflet să disemnăm în vreme. Aici.